Bun găsit, să fie o zi magică cu stele norocoase, 11 ianuarie. Chiar este o zi magică deoarece avem lună nouă în Capricorn. Și vă extrag un mesaj așa de lună nouă și pentru această zi magică, în care să primiți un răspuns, în care să primiți o confirmare, o claritate, o direcție, ușa și cheia. Ușa se referă la capacitatea ta de a îndrăsni, de a-ți asuma riscuri și de a-ți lărgi orizonturile. Este necesar să-ți modifici concepția asupra vieții pentru a-ți găsi credința și încrederea în tine și în sursă. Doar astfel vei putea găsi cheia care conduce la abundență, la detașare și la reînnoire în viața ta. Foarte frumos, ușa și cheia. Frumos cardul, îmi place mesajul. Ce facem astăzi rând pe rând? În primul rând, suntem într-o zi de lună nouă, dați-vă puțin timp pentru sufletul vostru, meditați, aprindeți o lumânare și orice ritual personal v-ați format voi de-a lungul timpului ar putea să vă ajute astăzi. Pur și simplu, stați un pic cu sufletul vostru și acordați-vă atenție, acordați-vă mângâiere, acordați-vă cumva puțin timp pentru a vă onora. Este foarte important pentru că Capricornul, energia aceasta lunii noi în Capricorn, muncește, dar nu prea se onorează. Și este momentul să vă amintiți astăzi să vă onorați pentru toată munca. Nu contează ce rezultate au fost, cât ați putut voi să faceți, onorați-vă că e o înghețată, că e o vacanță, că e un masaj, că e orice ar fi, dați-vă voie să vă onorați. Începem cu berbecul, care astăzi înțelege niște lucruri legate de carieră și este dispus să facă schimbările necesare pentru a porni pe un drum nou. Hotărâre și încredere în resursele proprii, în resursele interioare, că poate să reușească pe o cale nouă, pe un drum nou. Marchează un nou început profesional. Taur. Taurii găsesc în ei încrederea să caute sensul vieții, să caute un scop, să caute măreția, să caute să facă ceva altfel. Este un moment important, este un moment în care aveți conștientizări și în care vi se dă acces la anumite informații care sunt neprețuite, care sunt ca niște nestemate. Dar atenție cu acele informații, nu prăpădiți informațiile astea cu persoane care nu le înțeleg. Adică nu le împărtășiți cu oameni, cum era vorba aia, nu prăpădi orzul pe gâște, ceva de gen. Deci țineți-le pentru voi, implementați-le voi, fiți un exemplu și apoi ceilalți o să vadă exemplu și o să-l urmeze. Dar nu le spuneți niște informații pe care nu au să le înțeleagă și o să le respingă și vă mai dau și vouă gânduri negative. Gemeni. Gemenii au un potențial de dezvoltare, un potențial de creștere, un potențial de reușită profesional, financiar. Astăzi puteți să gândiți o investiție, o afacere sau să luați o decizie bună financiară. Rac. Racii vor certitudine, vor concretizare în relații. Aveți nevoie să concretizați o relație, aveți nevoie să știți dacă e real. Testați realitatea unei relații și vă deschideți către o etapă nouă pe zona relațiilor, că e de iubire sau că e de orice altceva. Leu. Leii fac un pact cu ei înșiși să facă o schimbare legată de muncă, să facă o schimbare asupra modului în care gestionează orele de muncă, cât sunt de eficienți, ce fac, cum fac. Este o energie destul de puternică legată de muncă, sănătate și chiar a spune de gestionarea timpului, eforturilor. Foarte multă concluzie astăzi pentru voi, adică aveți concluzii, revelații și conștientizări legate de muncă, sănătate, rutină. Fecioară. Fecioara își deschide cumva ușa către socializare, către iubire, către noi prietenii, noi parteneriate. E un moment în care sunteți foarte iubitoare și în care primiți activitățile recreative, iubirea, distracția, primiți cumva niște lucruri în viața voastră pe care le-ați dori, dar nu ați avut curaj să le primiți. Lucruri normale, lucruri accesibile tuturor, bucuria de a trăi. Balanță. Balanța poate sta astăzi mai mult acasă, poate face curat, poate face mâncare, poate mai gospodină, poate și împarte timpul între carieră și casă.
Astăzi vă concentrați pe echilibru între casă și carieră, dar oricum pentru voi familia, casa contează astăzi foarte mult. Scorpion, schimbare de planuri, schimbare de atitudine, schimbare de perspective. Gândurile voastre sunt inundate cu dorința de succes. Dacă ai o dorință, ai și puterea de a o transforma în realitate. Așadar, dragă Scorpionule, scrieți pe listă ce dorințe ai și ce vrei tu să rezolvi, adică ce planuri ai, și apucă-te de treabă, pentru că vor veni și ingredientele necesare ca tu să-ți transformi aceste gânduri, planuri în realitate. Dorințe puternice, dar dorința asta să nu fie ca un Moș Crăciun. Îți pui dorința și aștept să-ți o îndeplinească Moș Crăciun. Nu. Tu îți pui intenția ta, dorința aia arzătoare și te apuci de treabă. Începi și acționezi cu instrumentele pe care Universul ți le dă la îndemână. Săgetător, o zi importantă financiar, faceți și cheltuieli, dar vă bazați pe cheltuielile astea că știți că urmează să vă vină niște bani sau știți cumva că urmează o perioadă în care lucrurile se pot îmbunătăți din punct de vedere financiar. Oricum, astăzi este o zi legată de bani, de distracție, de chef de viață, voie bună, sunteți norocoși astăzi și găsiți niște variante bune, vă adaptați situațiilor și evoluați. Capricorn, mare atenție ce gândiți, e totuși o lună nouă în semnul vostru. Unii poate nu vă simțiți cel mai grozav, poate simțiți așa o presiune, o tensiune, e o energie puternică, e la voi acasă. Într-adevăr, ar putea să vă răscolească sentimente, emoții, stări, dar aveți nevoie de toate lucrurile astea și aveți nevoie cumva să priviți totul ca și cum ați avea toate ingredientele la îndemână, doar voi hotărâți ce preparat să gătiți. Așa se întâmplă cumva. Tu decizi și Universul îți dă rețeta. Este o zi în care vă accesați puterea interioară și aveți foarte multă energie și claritate. Un moment de început în viața voastră cu claritate. Vărsător. Creștere spirituală, creștere financiară, creștere, creștere, creștere. Voi vă doriți să creșteți și sunteți în punctul în care astăzi plantați niște semințe pe care le veți crește în următoarea perioadă, le veți uda, le veți îngriji, în așa fel încât să vă bucurați de recoltă. Aveți astăzi încrederea că ceea ce începeți, că ceea ce porniți, că speranțele voastre nu sunt deșarte, că ceea ce voi vă hotărâți să realizați se poate realiza și poate să atingă succesul. Pești, prietenii noi, parteneriate noi, colaborări, afiliere. E de bun augur, dar trebuie cu transparență și trebuie, e un trebuie al existenței, făcut totul cu cap. Adică, ok, parteneria, parteneria, dar care sunt scopurile, care sunt direcțiile, care ce oferă, care ce are de făcut de îmbunătățit. Este o zi în care vă puneți la gândit, vă puneți la gândit o strategie, puneți întrebări, vă afirmați, oricum. Vă dați seama că vreți să țintiți către ceva și singur, nu doar în echipă. Dar e minunat să te șlefuiești și în echipă, e minunat să lucrezi și alături de cineva. Multe gânduri până luați o decizie, dar cumva vă așteaptă un drum nou care să vă conducă spre multe persoane, să vă dedicați grupurilor, să formați comunități. Să vă fie de folos, iar luna nouă să fie magică.